După scara urmează vârful Măzgavu. A, cele așa, trei Măzgavu. Așa, și pe urmă este urcușul pe vârful Șerbota, acolo unde ajunge și un traseu turistic marcat de la Cabana Negoiu, da? Ocazie cu care reamintim celor care nu înțeleg treaba asta. Urcușul acela de la Negoiu este accesibil și iarna. Accesibil în sensul că nu te obosește excesiv, nu cere nu știu ce echipament. Numai că este extrem de periculos, acolo au fost necazuri mari și mai multe în ultimii ani. Acolo se poate declanșa avalanșe foarte ușor, pentru că zăpada nu prinde pe o față bine înclinată, pe timp de iarnă nu prinde zăpada acolo și atunci e foarte ușor să declanșeze avalanșe și când de fapt simți că ești la doi pași de vârf și ești la doi pași de vârf, să plece cu toată echipa care e acolo. Bun, deci suntem pe Șerbota, de unde avem privire largă spre creasta frământată a munților Făgărașului care urmează și unde intrăm într-o zonă speologică pe vârful Șerbota. Exact, de aici am foarte multe amintiri. Urmează Custura Sărăți. Da. Considerată cel mai greu, porțiunea cea mai dificilă din munții Făgăraș. Cele trei porțiuni identificate sau zise ar fi la trei pași de moarte, care e o porțiune mai scurtă, Strunga Dracului și această Custură a Sărății. Aici, din ce mi-aduc aminte foarte bine, eram împreună cu tine pe o vreme câinoasă, cu rucsaci de 35 de kilograme în spate și am reușit să cartăm niște peșteri. Trei peșteri am descoperit noi pe Custura Sărății. De fapt, două le-am descoperit împreună și a treia cred că tu și cu Cătălin Olteanu ați găsit-o. Da. Gabi, dă-mi voie să spun un lucru despre Custura Sărății. Prima dată când am parcurs-o, eu, deci mă refer la mine de data asta, am avut oarece dificultăți pentru că aveam un rucsac prost, vechi, model de la care simțeai orice era în rucsac pe șira spinării. Da. Așa. Cu un asemenea rucsac am avut dificultăți pentru că, efectiv, în momentele în care trebuia să faci un pas mai larg sau să faci să cobori mai mult sau să urci mai mult, rucsacul ăla nu făcea decât să te incomodeze și atunci am folosit pe două sau trei pasaje o cordelină pentru manevrarea rucsacilor. Când am avut un rucsac mai potrivit, aceste dificultăți au dispărut și n-au fost probleme în a ne simți absolut lejer pe această groasnică Custură a Sărății, chiar pe vremea rea, că am prins vremea aceea rea, dar, mă rog, nu mai ne supăra o ruxa, ci vremea te supără, că te mai pocnește în față cu ace de gheață, mai bate vântul, să zic, trebuie să fii atent să n-alunești pe acolo, dar e comestibilă, ca să zic așa, e accesibilă inclusiv pe vremea rea. Plus că aici există o potecă ocolitoare pentru cei care nu doresc sau nu pot să meargă chiar pe Custură, chiar pe partea pe vârf. Pe bandă roșie, ca să înțeleagă. Există un drum ocolitor pe partea sudică care e pe o curbă de nivel, ci că ar fi mai ușor și mai puțin periculos pentru cei care vor să parcurgă. Drumul acesta ocolitor, eu zic, așa zis ocolitor, are rostul lui, ar fi bine să fie păstrat acest marcaj și în continuare. De ce?
Drumul de pe partea sudică la care ne referim, de fapt, intersectează de două ori banda roșie, deci nu o ocolește în permanență, nu o ocolește în permanență cu Sura Sărății, ci în două puncte urcă și se intersectează cu banda roșie, dar are dezavantajul că fluidizează traficul dintre vârful Șerbota, un capăt al Custurii Sărății, și vârful Sărății în partea cealaltă. În felul acesta, lumea nu mai așteaptă la fiecare lanț pus acolo, că au fost puse lanțuri în ultimii ani, e mai ușor de circulat. Niciunul nu este din cele două drumuri, unul cu bandă roșie și celălalt în partea sudică, nu mai știu ce are acum, banda albastră. Banda albastră, de obicei. Da, era. Niciunul nu e mai ușor decât celălalt, dar avantajul este că lumea se, ducându-se pe amândouă, traficul se fluidizează. Da, e foarte, foarte îngustă poteca pe creasta asta și dacă sunt grupuri care se intersectează, atunci e o sau care nu au experiență sau da, care, mă rog, sunt nu sunt bine pregătiți fizic și în felul ăsta se produc aglomerări la unele săritori, e bine ca dacă nu există circulație, mai ales că există aceste două puncte în care cele două trasee se unesc, să fluidizez traficul pe celălalt marcaj care ajunge la capete exact ca și banda roșie în același loc. În circul ăsta glaciar din sudul Custurii am mai găsit 4 peșteri într-o expediție din... Numai 4? Parcă mai multe. 4 într-una din expediții și 2 în alta pe care le-am cartat. Le-am comunicat Institutului de Speologie și a fost una dintre realizări, una dintre realizările bune ale expedițiilor noastre. Eu ce vreau să spun despre perimetrul ăsta de la sud de Custura Sărății? Sunt aceste peșteri, sunt publicate hărțile și localizarea lor pe site-ul România Natura, dar există aici un aspect pe care foarte mulți, majoritatea îl ignoră, este morena aflată la sud de Custura Sărății, acolo unde, pentru cei care merg repetat în Munții Făgărașului și sunt atenți la locurile pe unde merg, se vede cât de activ este muntele. În acea morenă, perfect identificabilă, urma lăsată de ghețarul care a împins blocurile și le-a adunat în această morenă, au fost descoperite 2 peșteri, dar interesant este altceva. Acea morenă este atât de activă încât practic se poate întâmpla în fiecare an ca să fie astupate peșterile, să fie destupate alte goluri, deci să existe alte peșteri, și golurile astea sunt, dacă încep să le calculezi volumul și greutatea, vezi că este vorba acolo de multe zeci de tone de blocuri, sol, pietriș și alte reziduri mai mărunte care sunt mișcate de la an la an. Mai jos de morenă sunt 2 lacuri foarte frumoase, lacurile Negoiului, un loc ideal de pus tabăra, unde foarte, foarte, extrem de puțini oameni folosesc acest loc. Și de la aceste lacuri ale Negoiului îți dai seama ce potențial montan de relaxare, de plimbări alpine are zona asta, pentru că de acolo vezi cum sunt vreo 10-15 șgheaburi care urcă spre vârful Negoiu și fiecare din ele sunt interesante prin
reliefful pe care ți-l dezvăluie, prin peisajele care se deschid, prin faptul că poți să faci mișcare în siguranță într-o zonă unde nu te bate nimeni la cap. Oricum, merită. În Făgărașul lui discutam cu un prieten acum câțiva ani, ce, păi și eu am fost în Făgăraș, le-am făcut creasta de două ori și eu imediat sar pe el. Zic, domne, dar ți-a plăcut chestia? Și, domne, n-am văzut nimica, nici într-o tură, nici în cealaltă. A avut ghinion, a prins vremea rea, omul era bine pregătit, nu era o problemă să facă creasta Făgărașului, dar nu văzuse nimic din parcurs. Sigur că se poate întâmpla și așa ceva, să ai ghinion. Da. Bun, revenim acum la zona Custura Sărății. Deci ieșim din căldarea asta și urcăm pe vârful Sărății? Da. Bun. De la Sărății, evident, direcția era spre vârful Negoiu. Imediat aflat în apropierea vârfului Sărății. Sărății, da, e al doilea vârf din România ca altitudine.